Bună dimineața tuturor vorbitorilor de limbă română, oriunde vă aflați voi, v-am spus că în timp canalul ia într-o oarecare, ăștia 10, 20, 50, nu știu oficial sunt, neoficial nu urmăresc decât câțiva urmăresc canalul, în mod constant mă refer. Da? Una este să asculți cu adevărat pe cineva când are ceva de zis, că eu chiar am ceva de zis, așa, chiar și atunci când vi se pare vouă că mă crizez. Și alta este când, când pretinzi. Pentru că să pretinzi, toată lumea poate. Asta, ca voi să înțelegeți. Sunteți foarte mulți care pretindeți că sunteți, că aveți un indice de socializare ridicat. Voi nu-l aveți. Lucrul ăsta probabil că se învață la facultatea de sociologie, da, din întâmplare și noi ăștia care terminăm psihologia avem câteva ore de așa ceva în care vi se explică anumite lucruri. Din păcate, gradul vostru de gradele de socializare nu există decât sociopatia, da? Când te ajungi sociopat. Să știți că, la fel ca și în empatie, da? Pe spectru empatic, ca și pe cel mental, da? Tu poți să renunți și să-ți ucizi atât neuronii, sau atât neuronii cât și sentimentele. Dacă nu le ucizi tu, ți le ucide alții. Iar dacă nu ți le ucide alții, s-ar putea să fii tâlhărit. La fel cum la voi, pentru voi ca și țară, nu există decât tâlhărirea de bunuri, da? Plângeți după tezauri, plângeți după păduri, plângeți după chestii care ele pot fi înlocuite, fraților. Voi asta nu ați înțeles. Bă, sunt lucruri care pot fi înlocuite. Voi nu plângeți după oameni, voi nu vă pasă de oamenii care sunt lângă voi, care se așează lângă voi pentru anumite perioade. Voi nu vă pasă de acei oameni. Voi plângeți după tezaur. Voi plângeți după nu știu ce, bă, cu oamenii. Cu oameni și cu minți și cu oameni care sunt iubitori și cu... Poți construi o țară. Poți reconstrui o țară. Dar cu oameni proști, cu oameni răi și cu oameni care nu se împacă unii cu celelalte. Bă, una este să decizi. De exemplu, eu decid să mă compor ca o persoană asocială, da? Nesociabilă, în momentul în care am un scop. Da? Deși nu-mi iese, pentru că eu ies prin curte, vorbesc în timp ce merg, vorbesc în timp ce fac anumite lucruri, comunic cu oamenii la distanță, etc., etc. Voi nu faceți. Oamenii care s-au născut sociopați, oamenii care s-au născut așa, da? Au o scuză. Oamenii sunt răi. Nu toți oamenii sunt răi. Depinde ce scoli în momentul în care tu te apropii de un om. Da. Și mai contează foarte mult și ce li se spune la acei oameni. Pentru că sunt oameni care nu gândesc capul lor, lasă pe alții să gândească pentru ei și nu încearcă să verifice, nu încearcă să își da seama, nu încearcă nimic. Mi-a făcut o cafea și foarte fierbinte. Și vreau să o beau? Da, beau-o, te rog. Ok, bun. Asta tot ține de intre. Da.
Marea majoritate, cred că am făcut un video acum câteva zile, nu știu, dar mai repet, pentru că acum este un subiect bun. Marea majoritate a oamenilor care se activează în activități sociopate nu sunt sociopați. Da, eu în video respectiv am spus că sunteți sociopați, da, pentru că vă comportați ca niște sociopați. Da? Dar voi, marea majoritate a oamenilor nu, ei au un interes. Cei mai periculoși oameni sunt aia care au un interes ascuns. De exemplu, mie mi-a fost dat să întâlnesc un bărbat care a vrut neapărat el să mă tragă pe interesul lui, care era un interes financiar, clar. Da. S-a mutat lângă mine. Prima dată asta și-a observat. Orice om care, știți, se vad. Știți, un om care vrea să cunoască victima, să-și cunoască persoana pe care ar putea să o aducă în mediul său. Da? Au pus la cal. Da? După care el a făcut, în fiecare zi scria. El venea de la muncă sau că se vede. Că vrea să fac filme porno pe net. Ce film e Hulk? Ca vreau să înțelegeți. Bună dimineața, Hulk! De ce mi se vede că mă faci pe mine prost, mă? Că ducă ești eu. Da? Tu nu ai cum să ajungi la 40 de ani și să speri că o să scădească ție cineva. Familia. Căsnicia sau nu știu ce dracu faceți voi acolo. Ce era în crapă, într-o curvă. Bă, vă dați seama, toți ăștia care v-ați... Voi deja m-ați considerat curvă. Deci ăla era la masă cu mine, voi înțelegeți, era la masă cu mine și îmi spunea, bă, dacă dintr-o curvă poți să faci doamnă, dar dintr-o doamnă nu poți să faci curvă. El deja știa că eu sunt... El era convins, era 100% mie că eu sunt curvă. A, asta este... Eu sunt curva banului, din păcate. Sunt unica curvă, banul este cu stăpânul meu. Da. Și eu vor să-mi demonstrez, sunt o grămadă de oameni. De ce? Problema este cum a ajuns banul să fie stăpânul meu. Asta este întrebarea pe care trebuia să ți-o pui. Cum a ajuns un obiect să devină stăpânul unei femei? Ca mine. Curvă sau doamnă, nu mai contează. Important este că ei asta făceau. În ciuda faptului că eu i-am spus în față. Bă, voi înțelegeți? Ai pus să vii sus. Nu vin. Bă, am martori. Oameni, bine, că dacă ei vor să nu spună, pot să spună că nu m-au cunoscut, că n-au văzut. Ei nu știu nimic. Abar n-au. Da, așa. Deci omul ăla n-avea cum să iubească. Vă trebuie să înțelegeți. Ca să iubești pe cineva, trebuie întâi să-l cunoști, după care nu trebuie să-l judeci în primul rând. Voi asta trebuie să înțelegeți, că foarte mulți dintre voi care vă pretindeți creștini, da, voi nu mai sunteți creștini de mult. Voi ați luat în brațe iubirea condiționată și mergeți cu ea pe drum. Pe voi nu vă interesează. Da? Toate astea. Ei sunt neinteresate. Vă asociați niște chestii pe care le faceți în mod gratuit, fără să judecați, adică fără să știți despre ce este vorba. Unii dintre ei urăsc persoanele care, de exemplu, au lucrat în media. Sau care lucrează la TV, sau care au impresia că au făcut ceva rău în spatele, medii TV-ului. Și voi atacați acești oameni fără să realizați că acei oameni nu au nicio treabă cu televiziunea și cu ceea ce se întâmplă în spatele ei. Voi sunteți ăia. Voi nu sunteți nimic diferit față de cei care fac la TV, față de ceea ce ați făcut voi în realitate, cu omul respectiv. Ea fac la TV,
Toți oamenii aia care vin acolo, ei semnează. Fie că sunt de acord, fie că nu sunt de acord, fie că sunt manipulați într-un anumit moment. V-ați văzut că eu v-am făcut niște videouri legate de așa ceva. Da? Că sunt oameni care efectiv sunt manipulați de către echipa de producție, fără să fie plătiți. Teoretic ar trebui să fie plătiți, pentru că toată lumea din echipa aia este plătită. Tu nu plătești. Tu plătești producția. Da? Faptul că tu acolo prezinți o realitate. Da? Înseamnă că este o minciună. Ci, dacă plătești pe altcineva care n-a dorit să se prezinte, să facă anumit lucru acolo, nu este pentru că realitatea este alta, ci pentru că respect privațiunea unui om și ai pus un actor să joace acel rol. Să prezinte o realitate din jur. Sau un om, cineva necunoscut, nu neapărat un actor. Necunoscut. De ce? Pentru că actorii nu s-ar duce, actorii ăștia care au terminat facultatea, care au avut, ei nu s-ar duce pentru suma aia de bani. Cineva trebuie să umple colurile respective și e lupta asta închisă, în care voi aveți impresia că ceilalți sunt ieftini. E o luptă pentru supraviețuire. E, și eu am nevoie să plătesc. Și eu ce să fac, dragă, dacă am terminat psihologia și nu mă angajează, n-am clienți. Sunt atâtea războaie? Nu, te rog frumos, spune-mi, sunt. Bun. M-am dus și mi-am făcut și alte specializări. Interesează pe cineva ăștia care sunt adicții? Pe adicții. Interesează pe cineva să mă plătească? Nu. Interesează pe nimeni. Ăștia care au adicții nici nu vin la mine. Eu fac asta în folosul comunității. Eu a trebuit să mă duc să câștig banii de undeva. Eu a trebuit să mă duc să fac cumva. Pentru că facturile vin în fiecare lună. Voi asta nu ați înțeles și oricât de mult am încercat noi să facem pe unii oameni să înțeleagă. Da, au venit la noi și curve. Problema este că ele când sunt, bă, ești curvă, nu e nicio problemă, ești prostituată, oferi servicii sexuale. Sunt foarte mulți, toate suntem curve, ca să știți. Nici măta nu este altceva decât o curvă, ca să fie foarte clar. Că este curva numai al lui tactu, sau că este curva banului, sau că este curva ei, a unui sine, a sinelui. Neimportant. Nu este important. Nu este, din punct de vedere sexual, este curvă. Cineva trebuie să fie curvă. Da? Și toți suntem. Nu vă mai căcați pe voi. Da? Bun, ce vroiam eu să explic este că în momentul în care tu ești prostituată, oferi servicii sexuale, prostituată te numește societate. Din punctul meu de vedere, ești o persoană care oferi servicii sexuale. Da? Teoretic, ești curva banului. Da? Ok. O curva banului recunoaște o altă curva banului. Să fie clar. Da? Gura închisă. Bun. Trebuia să pun ceva voastră, nu? Așa. Bun. După care ele vin. Veneau în industria gaming, în whatever. Da? Și ei nu veneau să-și facă job-ul. Ei veneau să-și găsească viitori clienți. Bă, nene, ofer servicii de escortă. Nu spune că ofer servicii de escortă. Eu personal, în viața de zi cu zi, sunt damă de companie. Nu sunt heterosexuală, nu mă fut cu toată lumea cu care mă întâlnesc, ca să fie foarte clar. Sunt un om cu bun simț, găsesc soluții. Da? De compromis. Așa le numesc unii. Eu consider că e omenie. Da.
Așa, de ce? Pentru că eu, spre deosebire de voi, am citit Kama Sutra. Chiar am citit-o. Și datorită faptului că am un IQ deosebit, adică un inteligent quantum deosebit, am și înțeles-o. Poate nu atât pe cât o înțelege cineva care are un IQ de 145, că al meu este de 138, cu toate 134. Acum nu știu ce fel de IQ este. Din când în când ar trebui să mă duc să-mi fac testul pentru că am atacuri mentale și mie că în momentul în care fac, îmi repar chestii, s-ar putea să îmi ucid eu singură niște, da? Cum vă spuneam, voi reuși să vă ucideți voi înși vă. Da, pe spectrul socializării, voi nu știți că și ăla are niște trepte. Sunt niște trepte. Da. Spectrul socializării. Ajungând spre sociopatie, ducând către socializarea complet. Unii socializează din interes, cum sunt eu. Da? Eu socializez așa cum socializează, să spunem, da? Eu vă înțeleg. Vă înțeleg și nevoile, vă respect și nevoile. Da? Însă nu doresc să pretind că pot iubi niște gunoaie din Carpați. Eu nu am cum. Ieșiți din groapa Glina. Ieșiți din groapa Glina. Sau din groapa comunală a voastră. Și în momentul în care voi o să ieșiți din groapa comunală, probabil că o să aveți și satisfacție. Probabil că o să vi se schimbe și modul de socializare. Pentru că al meu se schimbă. S-a schimbat. În momentul în care eu mi-am schimbat persoanele cu care am socializat, da? S-a schimbat și viața mea. Da, încă mai există persoane care vor neapărat socializeze cu mine. Ori nu este momentul potrivit. Ori nu știu. Ei tot încearcă. Da? Cum vă spuneam, eu picasem în viața cuiva care era foarte focusat prin a-și pune în tolba sa și a-și rezolva situația respectivă pentru a... Era strict pe interesul său. Era momentul ăla când își punea problema cine o fi atacat acel... Uite că între timp s-a aflat. Te-a atacat... Ai fost atacat de către un alt studio. Eu fiind o persoană, eu fiind un guardian, da? Din atacarea asta a studiourilor și a războaielor între studiouri. Probabil că am reușit să salvezi vreo 2-3 oameni. La un moment dat n-am reușit să mă salvez pe mine și niște ipocrite au încercat să mă treacă pe turta lor. N-au reușit. Cred că din toată zona asta o singură persoană mai ține comunicarea cu mine. Și asta pentru că, într-o oarecare măsură, și-a păstrat o doză de umanitate. Există ipocrite și ipocriți care au o doză de umanitate deosebită. Bă, șapo. Sunt oameni care nu renunță la iubirea platonică, sunt oameni care nu renunță indiferent ce s-ar întâmpla. Și au măsuri, numai, chiar dacă nu mai au încredere în restul oamenilor din jur, și au măsuri, chiar dacă sunt violenți din punct de vedere
emoțional în momentele fragile ale lor, sau momentele în care își doresc, da, să își păstreze această doză de laudă, știți, așa. Totuși au reușit cumva în viața asta de zi cu zi să se miște. Da. Și să nu facă rău. Există oameni care reușesc să facă rău prin atitudinea lor, prin felul în care acționează. Ce să vă zic, mă? Săracilor. Nu din punct de vedere financiar, voi sunteți săraci din punct de vedere social. Ca voi să înțelegeți, ați ajuns la un grad de sărăcie socială încât în momentul în care întâlniți un om un pic mai deosebit, sunteți în stare să-l omorâți prin a face prea mult. Da? Speriați oamenii care ar vrea să facă, speriați oamenii care au nevoie de spațiu. Pur și simplu, speriat. Din dorința de a câștiga un argument, sunteți capabili să scoateți un om din minți. Iar dacă, Doamne ferește, nu reușește să-l scoateți din minți, e vina lui, firea dracului, prea rezistent. Ai psihoză! Că vă pun toate videourile. Vă jur că vă pun toate videourile ca să vă vedeți prostia socială unde am pins un om. Voi asta vreți să... Voi trebuie să vă vedeți. Vedeți că la unele dintre ele este și dat. Știți? Da. Eu special am făcut asta. Chiar dacă ele o să apară undeva prin 2000, eu probabil o să fiu plecată. Nu știu, probabil o să fiu făcând altceva. Eu văzând de viața mea, știți? Dar eu o să vă dau acele videouri. Că special le-am programat la acele dăți. Deci voi trebuie să înțelegeți că eu videourile, sunt anumite videouri în care eu m-am crizat efectiv. Da? Așa. Și am făcut niște videouri extraordinare. Bă, sunt atât de mișto. Păi sunt atât de mișto. Da? Bă, le iubesc. Asta este. Ca să vă vedeți prea... Ce înseamnă când faceți prea puțin și ce înseamnă când faceți prea mult. Asta ca voi, din punct de vedere social, să înțelegeți că există o anumită categorie de oameni care nu sunt echilibrați. Și că vouă vă lipsește educația civică, pe care nu ar trebui eu să vă fac, pentru că eu nu sunt în măsură să vă fac educație civică. Da. Așa. Nu am nici pregătirea necesară să fac educație civică. Am vorbit în câteva videouri, dar aia e sigur, este tot ce am învățat eu legat de socializare. Da? Bun. Există anumiți oameni care, există anumită categorie de autiști, care nu pot fi, nu pot să ajungă la stadiul de socializare. Ei s-au născut așa, urând oamenii. Ei au nevoie constant de terapie. Unii se ascund în biserică,
Și pentru că sunt foarte buni manipulatori, ajung, dacă nu se ascund, biserică se ascund în spatele unei religii, așa cum se ascund și în spatele, așa cum se ascund și arabii. Da, există, nu toți arabii sunt răi, ca voi să înțelegeți. Există acești autiști. Da? Care ei se nasc fără ceva. Care ei, la un moment dat, învață să aibă un comportament sau mai multe comportamente, însă renunță la ceva. Și aceștia renunță la puținul indice de socializare, astfel încât ei ajung să manipuleze anumiți oameni să devină arme. Ceea ce există kamikaze. Când este trimis efectiv cu armă să explodeze undeva. Ceea ce fac eu un kamikaze emoțional este că eu m-am umplut, că eu sunt empatică, de-aia mă numesc kamikaze emoțional, eu reușesc să mă umplu, eu chiar pot să fiu, da, și nu renunț la neuronii mei, eu sper, adică îmi doresc cu lumea asta să nu ajung să renunț la neuronii mei. Da? În numele iubirii. Iubirii de semeni, iubirii de mea. Am făcut răbdate, am dus cum și am dat. Ăștia sunt sociopații, cei care... V-am explicat ca și cel care era în autobuz și efectiv în numele a ceea ce exista la TV, da? El efectiv a pus mâna pe mine să mă dea jos în autobuz. Voi nu știți ce să faceți când vedeți un om care nu poartă mască. Da? Singur lucru pe sau un om care nu se conformează. V-am spus ce mi s-a întâmplat mie în studioul respectiv. A făcut potără. Ca de altfel și aici. În momentul în care nu m-am conformat majorității. Cei mai periculoși sunt cei care au potențe minime, minimalistice. Potențele sociale minimalistice. Ca voi să înțelegeți. Așa cum voi aveți potențe sexuale și potența voastră este aici. Da? Așa. Toată potența voastră, bărbăția voastră, noi nu mai avem oameni. Eu când ies afară, întâlnesc o grămadă de oameni. Dar într-o anumită, la locul de muncă, noi nu mai avem oameni. Noi avem arme. Vă asociați în biserici, bisericuțe, în funcție de interesele pe care le aveți voi, ca și aici, v-am spus, asociaseră, erau niște, se făcuseră niște se împărțiseră. Până la urmă au plecat unii din chirie, din respectivul complex de alături. Pur și simplu au plecat. Tabăra care a pierdut, bineînțeles. E tabăra în care banii trebuiau să rămână în România, chiar și banii viitori. Să rămână în România, că România trebuie să construită cu banii mei. Aia care nici măcar nu i-am, dar aveți voi în capul vostru. Bă, voi vă dați seama cât de proști sunteți? Bă, voi vă dați seama cât de proști sunteți? Din punct de vedere social. Bă, voi vă dați seama cât de proști sunteți din punct de vedere social? Voi sunteți mai rău decât arabii. Măcar la vine, trimite în vați pe unul, îi spală creierul. Îl trimite cu bomba, face puf, bomba, mor câțiva, așa, te mai înceartă puțin la război, țaca, 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 raca, țaca, 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 da? Dar voi nu realizați că sunteți arme. Adică, baba aia și alții, știi, ei nu realizau că erau arme.
Și voi sunteți de acord că vi se spune că este în numele unui principiu? Te prinde principuri, nu știți nimic? Hai de capul vostru, bă. Bă! Vai de capul vostru! Vă să vă predea cineva educația civică, că n-am de gând să vă predau. Eu am venit doar să fac morală legată de o morală cinică asupra intențiilor. Eu v-am ucis intenția. Da. În speranța că după aia o să renașteți cumva voi. Dragii mei, restul care n-au aflat de canalul meu, le doresc somn ușor, ca să o parafrazez pe domnișoara sau doamna care a scris textul lui Boclincă. Nu știu cine este? Lăsați. Așa. Miștoacă minte. Când fată, să-i dați și mie un pui. Așa. Sănătate.